No, salutare, prieteni, eu sunt Terex și bine v-am găsit, mă, oameni, la un videoclip în care eu o să vă vorbesc despre ceva care amenință rasa terexană. Știți că pe PewDiePie l-amenință T-Series, dar pe Terex, oare cine l-a amenință? Oare ce detenă rasa terexană să devină acum în metodă defensivă, să-și protejeze drepturile, să vină cu toate armele și toată puterea necesară ca să supraviețuiască aceste invazii de norocire care ar putea să ne distrugă, mă, oameni. E vorba de găini, mă, oameni. Terexanii sunt atacați de găini! Ai de cap meu, găini spațiale, mă, oameni. Găini spațiale care vor să cucerească planeta în locul nostru, să distrugă universul, măi. Și vor să ne distrugă pe noi prima dată, că știu că noi suntem a doua cea mai mare amenințare, dar după ce scăpăm noi de ele, noi vom fi cea mai mare amenințare a universului. Bine v-am găsit, oameni buni, la Chicken Invaders Clock of the Dark Side. Ai de cap meu, mă, oameni, jocul... Cred că jocul care m-a făcut pe mine gamer. Simplu motiv în care m-am gândit să încep serie cu jocul ăsta e că l-am luat o dată de Crăciun. A fost o ofertă nemaipomenită. Îl găsiți pe Steam, apropo, jocul ăsta îl găsiți pe Steam, o grămadă de Chicken Invaders-uri. Ăsta e Clock of the Dark Side, care are referință la ăla cu zic cu Star Wars. Și ăsta cred că e singurul Chicken Invaders pe care nu l-am jucat. Pe de asemenea, găsiți Chicken Invaders și pe telefon, îl găsiți și pe Play Store, îl găsiți și pe calculator și pe Play Store și pe Steam, îl găsiți peste tot efectiv jocul ăsta. Nu vine să cred că încă să mai facă jocuri de astea și eu unul sunt foarte fericit, frate, adică asta e... Asta, primul joc pe care l-am jucat eu, Chicken Invaders, a fost ăla ediția de Crăciun, Chicken Invaders 3, ediția de Crăciun. Și după aia am început să descoper pe rând așa, fiecare joc, avea maica mea o prietenă de astea care tot dădea CD-uri de astea, discuri de alea vechi cu jocuri, mă, dar cine își mai aduce aminte CD-urile, măi? Uai, și eram atât disperat pe jocul ăla, frate, băi, ești nebun că l-am terminat de 50 de ori. Și după aia am descoperit că mai există Chicken Invaders 1, 2, 3, faaa. Și acum recent am văzut că s-au scos alte Chicken Invaders-uri. Și asta cu Clock of the Dark Side nu l-am jucat niciodată. Și am zis, băi, nu știu ce să filez, nu știu ce să fac. Așa că, hai să facem niște KFC. Bun, oameni, avea de gând să joc cu control chestia asta. Dar nu mai joc direct cu mouse-ul și cu tastatura. Fiindcă nu joc cu control, că n-am mai jucat jocul ăsta de mult. Și habar n-am dacă mai sunt în stare. Nici pot să joc și multiplayer, ce-și nebun. Hai, dica, nu știam de chestia asta. Start a new mission. Cred că o să dau pe veteran, că nu mai mi-aduc aminte exact cum să joacă chestia asta. Pot să încep și capitole de unde vreau. Capitolul încep, uimii. Hai să vedem povestea faină, mă, că jocul ăsta are și poveste. Vai, dica, meu, ce... The Milky Way. Cale lactee, mă, oameni. Our solar system, pe care să-l distrugem. Acolo. No way, here. Bă, frate, jocul ăsta are un simț al umorului grozav. E un umor de ăsta, nu știu, mie îmi place mult de tot. Bine, somewhere around here. Pe acolo pe undeva e calactie, pe acolo pe undeva o să, bine, tot universul ăsta o să-l distrugem. Ia să... Uite ce cați, incredibil, planeta Pământ. Ai de cap, eu, găinile. Earth, burning in warm sunlight. Uite, soarele care se scaldă în lumină, pământul care se scaldă în lumină, în căldură solară, uite. We don't know here right around dinner time. Ai de cap, uite, măi. Ai de cap, băi, ești nebun, flashback-urile pe care le-am eu cu jocul ăsta. Bine, că înainte săream, nu știam ce scrie acolo, săream cutscene-urile, că eram nătărul, da. I like your world savior special. Mamă, ești nebun. Acum, mă, oameni, noi va trebui să ajutăm rasa umană, ca după aceea să o distrugem. Fică, na, terexanii. Chicken wings, ai de cap meu, and chicken pie instead of apple pie, ce naiba? Chicken nuggets, ce naiba toate alea cu pui? Bă, sincer, să fiu, cred că eu aș fi de să ne buc să mâncat ta pui. Ce? N-am mâncat să citesc aia. O să vedă Terex la montaje. Ce naiba se întâmplă să întunecă soarele? But what's this? Bă, îmi place chestia asta, nu sărim peste cutscene, că e interesant, e povestea jocului, frate, ar fi destul de să vedem, nu? We better investigate fast! Ai de cap eu, fast food! What now? Bă, deci să vă apucare, caracterul ăsta... caracterul ăsta, nu știu, mă reprezintă așa, băi, că așa sunt și eu ceva de genul, știi că zice ceva să faci ceva, acum pe bune? There's something in front of the sun! Let's take a closer look! Îmi place că e textul ăla mare așa, frate. Ai de cap, ce e, bă? It's a battleship of some sort. Arată ca o parfurie. It's making us their own enterprise. This construction so evident sign of chicken technology. Chicken technology, ești nebun. Găinile sunt mai inteligente decât par oameni. Nu vă stați păcăliți de aspectul ăla pufos al lor. This can be. Ai de cap, bă. Uite cum vine naveta, mă. Ai de viața aia, de unde scoate oale? Ei, cineva a jubulit găina. The Enterprise is, nu am văzut ce zice, spreading scrie acolo că nu vedeam ce scrie. They completely hooking out the sunlight, blocking out the sunlight, ce dracu hooking.
Ai de cam o bloca soarele, găile, mă, uite ce fac asta, măi, vă știți că Terexan au nevoie de căldură, măi, fiindcă suntem relativ șopele cu sânge rece. Bine, Tranzor, dar ăștia au dovedit că Tranzor n-au sânge rece. Burgers. Are you even paying attention? Ai naratorul să supără pe mine. Ai de cam domnul narator, dar lasă-mă în pace. Ia zi, ce se întâmplă acolo? Don't just stand here, stop the Enterprise. Acu, bată-le dumne. George! Bă, jocul ăsta e grozav, să-mi va picioarele. ID, cam eu, direct pe persoană fizică, Terexul la datorie, prezent, arc! Ma, stai cam șapca, cam acum am arat. ID, cam eu, a shot in the dark. ID, cam, asta să presupune că arma mea, cu asta să presupune că o să distrug o armată. ID, viața aceea, stau e găina. Cu asta te-ți băbar, easy, power up. ID, cam eu, bă, la început jocul e așa puțin cabanos, bine că wave-urile sunt așa, repetitive. Bă, cine nu știe Chicken Inverse, dar n-a avut copilărie și cu asta, basta. Atâta, spun eu, cine n-a jucat Chicken Inverse, dar n-a avut copilărie. Bată-vă, Dumnezeu, jucat jocul ăsta, e grozav. Găsiți-l pe telefon acolo, că o să regretați, vă zic eu. O să fie interesant mai târziu, avem boss, avem de toate aici, mă, avem power up-uri, avem arme diferite, dar power up-ul ăla blanao. Nu știu cu naiba, seamănă cu logo-ul de la Intel, nu de la Intel, de la Pentium, mă, dacă au toarele aia Pentium, fiindcă am avut un Pentium și avea exact logo-ul ăla, așa. Cred că e o referință la aia. Pedal of ce? Oh, uite chestia de ok. Cu asta te blochez, nu știu, tot fel de chestii, fundaluri, chestii, te blochez o grămadă de bui. Arme te blochez cu cheile alea, mă, oameni. Există un store, un fel de store de asta, așa, cu care te blochezi chestii acolo și cu cât mai multe chei ai, cu atât mai multe chestii poți să te blochezi. Efectiv le cumperi. Ceea ce e foarte tare, adică îmi place, mecanici noi în jocul ăsta față de ăla vechi. Ce asta, mă, tu-ți iei, găinele, mă, vă fac, uite, KFC-ul. Au venit să se răzbure pentru că găinile au fost transformate în KFC de către oameni. Acum, T-Rexanii, noi, tiranozaurii, trebuie să ne distrugem, habar n-am cum să merg treaba. Să ne distrugem precesorii sau dracu să ia. Trebuie să-i distrugem, să-i transformăm în KFC, mă, oameni. Să le arătăm că nu te pui cu rasa umană, nu te pui cu Terexanii, Terexanii vor să cucerească pământul, să distrugă galaxia eventual și orice altceva mai ating. Chestia faină, două la mine. Dă cheia la mine, nu fugi de mine, cheiță. Chestia am două armă faină, chestia asta am două armă faină, uite, seiful. Da la Terexul cu aceea, ce ai, bă? Două la mine aici, ai, bă, gadgeturi. Danger zone, ai, ce vine, bă, eu nu prea știu cum funcționează jocul ăsta, asta e chestia, că n-am jucat niciodată. Ce asta? E un power-up pentru arma asta, nu o să iau arma aia, nu, cred că ăla e laserul, cred că ăla e un laser și bă, frate, sunt câteva arme în jocul ăsta, încă mi-aduc aminte armele n-au fost schimbate, sunt cam aceleași, e una roșie, e asta albastră care asta e nouă, sunt niște unele cu niște furculițe uriașe care dau o grămadă damage, alea sunt grozave, concentrează-te, Terex, nu te face, băi, dar e foarte ușor chestia asta, uite, cam ce m-a speriat de cheia, ar fi trebuit să dau pe aia pe hardest, dificultatea cea mai grea. Am dat pe veteran, eu că sunt mare veteran în jocul ăsta, ești nebun. Adică să încep cu ceva, mă, jocul ăla, că încep, dacă mi-au bătaia așa din prima, ce rost are? Fiindcă, frate, jocul ăsta, dacă pierd la un moment dat, ajung la un nivel depărtat și pierd, scade power-up, fiindcă, uite, ai bare așa, cu ăsta, power-up, toate alea, rachete, chestii, adică, cam eu, plecați, bă, de aici. Poate mă troznește puiul ăla de găină, ești nebun, mă bat un pui de găină, nu mă bat o găină, mă bat un pui de găină. Uite, dacă vă omor găinile s-au spart și cuștile, am înțeles. Interesant asta. Îmi plac mecanicile astea încă sau dacă sunt și Chicken Inverse-ul ăsta, nu? Și, oameni, dacă vreți să facem o serie cu jocul ăsta, eu unul sigur vreau să fac, unul sigur o să fac o serie cu jocul ăsta. Vreau să-l termin, oameni, de față aici cu voi, să vă arăt skill-urile profesionale lui Terex. Adică, mi-ai grijă la ouă. Ouăle este bombe. Ouăle face boom. Ce vine? Ce se întâmplă? Ce ai? Galaxia! Adică, mi-ai. Vreau aia. Nu mă lovi. Nu da la mine, nu lovi la T-Rex-ul că te fac KFC, bată-te universul. Ala-i, mă, au explodat galaxiile. Sunt înconjurat, ajutați-mă, măi, nu stați acolo și vă, nu vedeți că mă înconjoară. Dar nu-i problem, că eu sunt T-Rex, eu sunt aici, zic, sunt alfa aici, nu se pune nimeni cu mine. Dar și voi dacă v-ați înconjurat toți, dacă toți 8600 cât sunteți acolo de T-Rexani, v-ați aliat toți împotriva mea, v-aș bate unul câte unul. V-aș da tot pe, dar nu o să fac asta, fiindcă sunt un T-Rex bun și nu-mi bat abonații. Dar dacă vă răzvrătiți și veniți împotriva mea și încercați să mă detonați, ați dat de dracu cu mine. Enterprise Encounter! Ai da viața, du-te! Să presupune că trebuie să bată... Păzea că vine cu laserul ăla, over 9000! Ai de viața mea, mamă, ce s-a supra-solicit arma asta, bă, ești nebun!
Uite, că îmi place că te anunță. Dai cu pene, dai, fix asta o să mă afecteze. Da, acum dai cu ouă. O să fac o omletă, nu-i problemă, mulțumesc de acest. Oh, găinele! Uite, armea verde bună, armea verde bună, armea verde bună. Ala, uite, capul meu. Uite, capul meu, uite, capul meu. Armea verde nu e chiar așa de bună. Dacă o luam pe aia gamă și o luam pe aia gamă, să făceau un upgrade. Uite, chestia asta încă le mai știu, dar nu sunt în stat să le pun, pentru că sunt prea nătărău. Îmi place că ai și numere de damage, doamne, cât spui de găină. Alea, mă, hai că e destul, hai că e aproape jos, nafeta. Mor, măi, odată, du-te de aici. Du-te, deblochează lumina soarelui, că am nevoie să mă încălzesc. Uite de ce e frig afară, mă, vedeți de ce vine iarna. Uite cine e responsabil pentru venirea iernii, oameni. Vezi, păsările astea sunt responsabile. Copanile. Uite, naveta asta e responsabilă, găinile astea sunt responsabile pentru venirea iernii la noi. Alea, mă, success the enterprise. Alea, mă, upgrade. Yeah, you better run. Haide, cam eu dau să se întoarcă. Presimt eu că o să se întoarcă, fiindcă de cât s-a retras. I-am dat decât așa o bătăiță să-și dea seama cu ce ar de-a face. Haide, cam eu cât a placă, dacă a propus-o, că într-o minti și spațiu în alte dimensiuni cu viteza aici nebun. Haide, încă un cut scene asta, the Enterprise has retreated. Oh, mulțumită nouă, măi, Terexanii. Grant, can we now? You'll be like, nu știu ce, we'll be back soon. Haide, cam uite, v-am zis eu că se întoarce. Plus tu că așa, there's a millions of them. Mamă, uite câte pene, frate, dar nu poți să le culești pe acolo. Which is the golden and darker in their shadow. Haide, cam e un gheață pământul, ui. Haide, viața mea, trebuie să salvăm planeta, mamă, înainte să vină iarna eternă. O nouă eră glaciară. Where the special gentle, we need one. Haide, cam e. This ask is beyond even 1000 janitors. Ai de cap, nu cred că ne permite să plătim peste 1000 de curățători, mă, frate. Nu știu ce, ai de cap, cuvinte complicate acolo. Get us from another universe. Oi de cap, meu. We have to go to ask madame. Cine? Trebuie să întrebăm o nebună. Madame, the Galactic Oracle. Un oracol de la. Ai de cap, meu, care mai e pe deasupra și nebună. I sure last time couldn't even guess my way correctly. What is it really hard is that? Și că dacă stătă peste toate penele să zboare pe... Asta ar fi o strategie destul de bună. Be serious, madame is our last chance care acolo. And she's just on the galactic nu știu ce. But it's over 10,000 light years away. ID cam eu 10,000 de ani lumină, când ai vă înseamnă asta? Exact, so don't waste the time. ID cam eu, dar naveta la cât de... Off you go. Acum, mor, mai. Medalii și chestii, drăguți. Nivelul 2, ia uite, măi. Stai, nivelul 2, chapter 2 este așa, așa. Da, chapter 2, Mad Madame. Hai să vedeți acum, nenorocire. Ce asta? Ai de cap meu, ce se întâmplă, măi? Uite cheia, blanao. Aia, cheia blanao lui Terex. Bă, dar nu-mi place că arma asta s-a supra-solicită repede. Uite, să încălzești imediat, ești nebun. Ai din cap, uite, vezi barea sus acolo unde ți arată punctele. Pardon. Am făcut o viață în plus. Uite acolo, vă place, îmi plac sunetele din jocul ăsta, frate. Atât de nostalgic e, bă. Ai, era să mă pognească chestia în cap. Unde te ascundeai tu acolo, marginea ecranului, ai? Următoarea serie. Interdimensional portals. Ai din cap, ce înseamnă asta, bă? Ce asta? Du-te, bă, de aici. Mori. Ai din capul meu. Ies găinile din plasă, ești nebun. Ai de cam muriți, ui. Direct moarte la voi, moarte la... uite cheia blană acolo, cheia blană care dă mie chestii de alea blană. Muriți și voi, ai grijă la ouă, T-Rex. Ai grijă la ouă să nu spargă ouă în cap ăștia aici. Ai de cam, muriți, măi. Ala, ok, ușurel. Vezi, mă, concedeți, că sunt foarte aproape găinile astea și poate oricât să scape un ou în cap. Și atât am trebuit scade, cred că o să scadă vreo 5 puncte de alea de putere dacă scapă un ou în cap. Ai de cam. Ușurel, T-Rex-ul. Sau depinde, dacă l-am dat pe ușor, s-ar putea să scadă mai puține puncte. Nu știu, știu că scade din punctele alea de putere, din fulgerile alea de acolo. Vezi că am un fulger între ele. Uite, cap. Uite, power-up-ul. Nu mă mai duc așa în ras spre power-up-uri, fiindcă obișnuiam să fac chestia asta și am murit, mă, am murit de multe ori. Din cauza că eu dădeam ras spre power-up-uri. Uite arma asta blană, uite asta, arma asta blană și verde. Uai, culoarea așa verde la live, așa, uai, cât de fain. Și puternic arma asta pe deasupra. Dar sunt mai multe arme, vreau fulger, mame, o arma asta cu un fulger, așa, băi, dracu două pe arma aia. Relativ, așa, nu știu, adică se magnetizează, efectiv e atras de corpuri, de chestii, știi? Taking turns. Ia, asta ce mai trebuie să faci? Ai zic, ce asta? Uriașe! Ai zic, am o destruț! O destruț-o! Uite-l! Asta mă vream! Aia e! Fulgerul, mă, oameni!
Știți cum e fulgerul ăsta? E trăsnet. Dai cu racheta, fă-le omletă pe toate. Bum. Hai de camera, dar până explodează drăcie. Oi, bănuți, ești nebun, dă și bănuți mai nou. Aia, dă copanela cu satellite flyby, ia să-i, asta ce n-ai bani trebuie să mai fie. Bă, deci, asta e nivel. Bă, dar nici acum vreau să n-ai, am folosit arma asta bonus pe care mi-a dat-o. Și mi-a mai dat una la fel. Hai de capul meu. Bag acolo la telefon. Uite, acum am două, sunt super echipat oameni. Am toate armele necesare ca să distrug această rasă de găini nenorocite care vor să distrugă planeta. Mă mănâncă sprânceat. O, vai de mie, o, vai de mie, o, vai de mie. Mă întrebare ar... cum fulger. Ușurel, te nu da rush spre el. Orice face, nu da rush spre power-up-ul. Fiindcă dacă dai rush spre power-up-ul, mori. Și dacă mori, găinile cuceresc planeta. Nu mai vreau arma, nu mai, gata, mi-am obținut arma pe care o vreau. Asta, bă, oameni, asta la forma finală, mi se pare că la 20 de power-up-uri are 3, are 3 lasere de-astea, mă, oameni, are 3 trăznete de-astea, e și mai trăznet atât. ID, capul meu. Energy fences. Asta ce a trebuit, ID, capul meu. ID, bă, ce sunt sunetele alea dubioase, ui. ID, capul meu, muriți, măi, muriți, duceți-vă la dracu de aici. Transformați-vă în chips, atât a fost, credeam că atât a fost. ID, capul meu, ID, capul meu, ID, capul meu, muriți, măi, plecați de aici. Vă transformă pe toate în pătrunjel, vă transform, bată-vă, Dumnezeu. Vă transformă în cea mai mare delicatese din lume. Haide, cam nu e bine, nu e bine, nu e bine, nu e bine. Haide, cam eu nu-mi place cu ultea, mă speriu. Mă speriu mai... Power up? Am 12 power up-uri până acum, e perfect, frate, am 12 putere. Asta e senzațional de bine. Haide, cam mă mir cum n-am murit până acum, ești nebun, deja am mai jucat jocul ăsta de ani de zile. Haide, cam... uite-te și tu unde, yeah, uite. Na. E posibil oare? A fost posibil să iau cheia. Incredibil, dar du-te mă și tu de acord în consoa, că n-am cum să mai ajut la te și racheta pentru tine eu nu dau. Popcorn. Ala-i, aia zi în ce n-ai mai așa. Au, lumină solară. Ala-i, ce de la cu porumbi. Am înțeles. O, trebuie să țin astea. Asta-i ta. Și pot să și mănânc. Pot să și mănânc popcorn. Îmi place popcorn, îmi place porumbul, poate că și eu sunt o găină. Pentru că îmi place foarte mult porumbul. Bine că găinile mele sunt foarte mofturoase, nu mai mănâncă nici porumb de la o vreme. Uite, cam eu, uite, cap, uite aici, popcorn, ești nebun, poc, poc, poc. Alai, mă, bă, nu știu, jocul ăsta pe mine e și distractiv, e și foarte satisfăcător pe de altă parte. Să vezi cum pognesc toate alea pe aici. E unul din jocurile alea vechi, frate, de care nu poți testa, nu poți niciodată să ai suficient. Și cred că e suficient de satisfăcător și să te uiți, adică nu sunt sigur de chestia asta. În fine, dacă vă... upgrade! Muriți! Muriți! Diavol nenorociți! Uai! Alai, mâncare! No, ce-am luat? Ce-i asta? Ce-i asta? Te-ați dat a knife? That's a knife! Ai de cap! Ce armă e asta, mă? Dracu, boabe de porumb! Oh nu, unde-i fulgerul meu? Unde-i trăzătul meu la Blanao? Ai de cap meu, găina asta e îmbrăcată în arme de camuflaj, asta a fost în armată, asta a luptat împreună cu Ceaușescu. Nu ai, explodează chestia, ai de cap meu, dă și cu cuțite, ești nebun la cap. Da, unde scoate găina asta cuțite, ui? Ai de cap meu. Și de mai important, unde scoate grenadele alea? Eu știu că găina face găinați, nu face așa ceva. Mori odată, mori, dihanie. De ce trag cu boabe de porumb? Și de ce boabe de porumb dau atât de mult damage? Adică, sincer să fiu, v-am fi vreodată o boabă de porumb în cap, mă, oameni. Și vedeți cât de tare doare. Sincer să fiu, jocul ăsta de tot de acolo de pus. Nu da cu dalea la mine, că te bată universul. Stai, cam și armele astea, mă, astea ce fac? Nu foarte efective, dar sunt de efective. Voi da cu cuțitele alea blană. Voi da, greu explorează grenadele alea, mă. Băi, de cam așa, mor, măi. Dă-i cu tot ce ai acolo, tot arsenalul. Mor, măi. Alai. Ce-mi dădu, ce-mi dădu, ce... Oh, pulgerul meu! Pulgerul meu! What a major pain, dude! Alai, mă! Uai, de cam eu, deja uite cu 20 de minute, băi, ești nebun? Ce repede zboară timpul când te distrezi, nu? Ce repede zboară timpul când încerci să aveți galaxia de găini care invadează universul. Aha, și uite acolo, mad madam. Nu știu cum naiba asta te aduce chestia asta, nebuna, o să-i zicem, oracolul nebun, cum naiba o să-i zic la chestia asta. Deci asta merge la asta, asta ne spune cum o să oprim noi găinile astea și cum o să eliberăm soarele, cum o să eliberăm lumina solară, cum cutscene. Perfect. Aha, we have arrived. Uite încă o navetă, ce naiba, navetea îmi pare cunoscută. Popular place. Da, să vede, uite câtă lume acolo, aproape că n-ai loc. I know what you seek. Deja știi, ești nebun. You do great, could I also have fries with that? No, I mean the Enterprise, the feathers. Hai de cap, the dark side advances. Mă mănâncă nasul. You have to save the day. Ca în fiecare zi. Yeah, we know that part. Any idea how though?
Bună întrebare. Strându-ți fără să vedem acum ce că te-ai să let me consume a crystal ball. Ai, de cam eu globul de cristal care spune adevărul. Ia să vedem. Anything yet? Silence! Ah, yes, everything is clear now. Cred că l-aș cer sau cea. Humanity's greatest fan is your only hope of salvation. Un ventilator uriaș, ești nebun. Fans are great. Humanity's greatest fan is an arcane device of ultimate power constructed by an alien space race long extinct. Boring. Puțin, da. Silence, you fool! Liște prostule! Ceva de genul, liște prostovane. Three artifacts make up humanity's greatest fan. Ia să vedem. Care sunt alea artefacte? First, the Blade of Revolution. Bă, ce dracu s-a stea, e un ventilator. Oh. Second, the Source of Power. Parcă vezi că asta e un cartof dracului. Awesome. Așa. And the third, the... ce? Well, that was anticlimactic. Haide, că am eu referințe astea spania rău tot. I know the department, nu știu ce. I hate you when that happens. ID, capul meu. Așa, și unde găsim aceste to protect the device from falling into the wrong hands, this artifact was scattered across the galaxy and hidden on the most inaccessible planets. Figures. Aha, deci au fost ascunse cele mai imposibile puncte ale planetei ca să le protejeze, să nu pice mâinile. E un ventilator, ce dracu poate să facă un ventilator? ID, cam e la fartă să facă vânt. Here, take this map to guide you. ID, cam am primit o hartă. De unde are asta toate informații și hărțile necesare ca să mă ghid? Hurry, there is much time. Haide, bag a cincea. A cincea mii. Ok, so what's first? Ia să vedem. Prima chestie pe care trebuie să o găsim ca să salvăm universul oameni pentru ventilatorul Blanao. I think the Blade of Revolution is nearest. Ah, hai mă, mergem și luăm Blade-ul Revoluției. Ia să vedem. It's on Epsilon, Talasul, not far from here. Aha, deci asta e cea mai aproape chestie. Excellent, let's go! Mergem și luăm componente să construim un ventilator ca să salvăm omenirea de o invazie a găinilor. Băi, ești nebun la cap, are perfectă multă logică. Dar, mă, oameni buni, a venit moment să încheiu acest episod aici. Primul episod din seria asta de Chicken Invaders, Clock of the Dark Side. Deci dacă v-a plăcut și vreți să vedeți în continuare aventura lui Terex, în încercarea de a salva omenirea, de a salva rasa Terexană, cel mai important, și de a nu de a împiedica niște găini ca să conducă universul, apăsați butonul ăla de like acum cât mai repede, mă, oameni. Abonați-vă, dracule, dacă n-ați făcut-o încă, fiindcă aveți ce vine decât timp și neuroni. Bifați clopoța pe notificările alea furisite. Eu vă mulțumesc pentru toată atenția voastră, tot suportul vrei și noi o să ne recap cei de la viitoare. Pa, pa!